Nu de mult se zicea că femeia era cheia casei. Și bărbatul o iubea pe femeie pentru ceea ce era. Pentru că prin felul în care se purta, îl obliga pe bărbat să o respecte și să o iubească. Pentru că oarecând femeia, dacă nu era femeie, se zice că era năcaz la casă și sărăcie. Și mama avea un rol important. Din leagăn, îi cânta, o pregătea pentru viață. Prin cânt îi spunea cam ce urmează să se întâmple. După aia, crescând, azi un tic, mâine un tic, deja încerca și o pregătea să fie femeie. Leagână fetile, cum leagână fetile. Dacă n-ar fi mama, cred că nici noi n-am putea fi oameni. Dacă o mamă nu-și iubește pruncul, nici el n-a ști să iubească pe nimeni. Nu știu fiecare mamă cum îi, dar eu de la mama mea asta am învățat. Să mă rog și să mă duc înainte și să nu fac rău nimănui. Aia e mamă care se sacrifică, care renunță la ea pentru binele coconului ei. Mama s-a sacrificat. De la atât a spălat cu mânurile, toate gegetele ei deformate. De la atât a legânat și horit, mi s-a transmis și mie dragul de hore. Dacă ar trebui să-mi zică oricine că pot să am o altă copilărie, eu n-aș vrea. Că tot mai mândră mi se pare aceea în care ai tot binele din lume. Pentru mine, Horea e ca un limbaj sacru care s-o transmis din generații. Eu nu pot să târguiesc un glas a moșilor și strămoșilor mei. Am preferat să nu audă nimeni veci de mine, dar să nu-mi pierd legătura între generații. Eu am preferat să rămân în sat și să fiu și eu o mamă pentru alții. O mamă care transmite un glas. Și la un moment dat te străpunge, că n-are cum.